să facem lumină în cabină? Pentru că mie mi-e frică o leacă de întuneric, adevărul că... Colegul, salut, trăiești? Cu mâna sobele... Nu, bă, nu, nu. Adică când ai văzut un urs, te-ai șaca pe tine și fugit, nu mai stai la discuție cu el. Ce se vede în față? Ce se vede în față? Alexander, cel cu mustață. Mafiașo. Aoleu, aoleu, aoleu. Nimă, ce vine ursul după mine? Nu pot să-l gardul la Dimitri. Dimitri, fram, fram ursul polar. Nu, Dimitri, bă, ai o problemă cu câinele ăsta din curte de la tine. Te tai să moară fami. Te tai, mă. Hello, hello, dragi tovarăși. Stai, bă, că sună o leacă ca Ceaușescu. Salutare, stimați iubitori de The Roman Content. Bine v-am regăsit la un nou episod din... Transsiberianski Simulator. Ultima oară am fost aici și în Novosibirisk Voștokni. Și am lăsat acele chestii pe aici și am făcut o leacă de contrabandă. Acum trebuie să mergem să-l găsim pe domnul Alexander, să-i vindem niște casete porn. Nu. Bun. Stai, să vedem dacă totul e în regulă. Bun, deci asta e în service. Tătătăt, e release. Cred că putem să-i dăm așa o leacă de, pe bază de viteză. Gata, plecăm, bă, plecăm. Anunțăm, bă, dar stai, bă, că trebuie să facem o leacă de lumină aici în cabină. Projector lights, it's on. Heating, brightening, dim, ha. Handle, mă de facă, nu, așa. Left, projector, nu, nu. Ăsta, bă, ni. Așa, ca să vedem, bă, știi, să vedem viteza și dacă mă enervez, putem să dăm și așa o leacă, să facem lumină în cabină. Pentru că mi-e frică o leacă de întuneric, adevărul că... Titit! Bun, deci acum trebuie să mergem să vindem casetele... Caseta players to the Alexander și să mergem în... în... Inia Vostoknaya. Ok. Îi dăm o leacă de viteză. Bă, da, stai. Asta e aprins așa pe bright. Ah. Dim. Și-a venit așa bright. A venit așa dim că bine. Tic, 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 tic. O lăsăm așa o leacă mai la punctul mort. Tătătăt. Mergem cu 40 la oră. Trebuie să mergem cu 4. Bă, 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 bă. Alo, 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 alo. O leacă mai ușor așa. Hai, dați-vă la o parte de pe cale, frate. Dați-vă că vă trăznește Dumnezeu. Dacă vin cu ina locomotiva în voi, nu știu dacă mai rămâne ceva din dumneavoastră. Și am lăsat alea în spate și trebuie să-i dăm înainte cu tupe. Eu bă, asta că am primit unde verde să-i dăm viteză. 60 la ore. Pregătiți-vă pentru Interstellar Speed. Nu, glumesc, glumesc. Nu chiar pe Interstellar Speed. Ia să luăm o gură de aer proaspăt siberian. Mi-au înghețat nările. Dai, mă, să închidem. Închide. Închide tu ăsta. Am 16 grade în cabinuță, bă. Mimă, ce ați văzut, bă, ce am făcut? Am trecut până ușa închisă. Pac. Se apropie un coleg cu viteza luminii. Așa, bă, dar hai, să-i dăm o leacă de șpan, nu? Să-i dăm așa, să simțim că trăim America, fuck yeah! Ok, bun, despre ce ați dori să mai vorbim în acest... Mă, mi-a propus așa, lăsați în comentarii ce subiecte ați dori să discutăm când mai fac Transiberian, pentru că, știți, na, este o leacă de monotonie, așa că... Stăm aici și conducem așa locomotiva și am putut să... Stai, bă, să-l claxonăm o leacă pe colegul. Să-l... Na. Suntem colegi, totuși. Să găsim așa niște subiecte de discuție. Nu știu dacă ați dori să vorbim despre ultimele știri apărute pe mass media sau despre jocuri. Ce părere am despre jocul cu tare sau despre jocul cu tare sau... ceva chestie așa, să vă gândiți, bă, la ceva, știi? Și ne punem la plecare așa, discutăm aici și cât mergem către destinație. Ni mai avem, de exemplu, 3 km până la, aproape 4 km, aproape până la Inia Vostoknaya. Stai să saltăm pe colegul. Și am colegul, salut, trăiești? Cu mâna sobele... Nu, bă, nu, nu. Bă, da, să stingem o leacă luminile, să facem așa, nu, așa, ni.
Nu-i mai interesant așa? Bine ați venit la Radio Lumen. În această seară o să vorbim despre ursul care a mâncat acea fetiță de numai 19 ani. Prin Sibiu sau pe unde Dumnezeu a fost? Adică, bă, acum, pe bune. Ce Dumnezeu cauzi tu pe acolo așa să mergi să te mănânce ursul total, știi? Adică când ai văzut un urs, te-ai șcăcat pe tine și-a fugit. Nu mai stai la discuție cu el, că ciucu-ciucu, raca-raca, că ăla nu-i măță să stai să-l pui mâna pe el, frate. Ai văzut ursul? Ți-ai pus palma în cur și ai plecat? Eventual cu șpan de la de zici că alegi după măta. Ceva de genul, adică nu mai stai că n-ai văzut ursul, că ursul nu-i pisică să stai să-l mângâi, frate. Pă bune acum. Acum toată lumea vrea să-mi puști urși. Păi da, stai frate, că ursul e un animal sălbatic. Tu ca inteligent. Eu. Hai, stai că trebuie să chișcăm alea ca frâna. Ala. Ursul e un animal sălbatic. Tu chipurile om fiind, tu ești mai deștept, s-ar zice, decât un urs, nu? Și ar cam trebui să, na, să știi ce-i bine și ce-i rău. Dar aparent nu stă, nu este chiar așa. Și s-a ajuns unde s-a ajuns. Adică, na, pe bune, am trebuit să împușcăm urșii pentru că nu suntem noi atenți. Adică, hai să împușcăm toți șoferii care calcă pietonii care se aruncă în fața mașinii sau trec pe trecere de pietoni cu telefonul băgat în ochi. Na, nu poți acum nici așa. Adevărul e că și oamenii sunt de vină. Eu, stai bă, că eu sunt atent aici la ce vorbesc, dar nu sunt atent la ce se întâmplă în joc aici și... Și... Hai să aprindem alea cu lumina așa. Ni se ne vadă colegă. Bun, mergem în cetinel, cătinel, cătinel. Așa, bă, dar stai bă, că mi-o leacă set. Mi-o leacă sete, bă, ar merge o berulă. Așa, ai, tată, o bere la drumul lung face cât 1000 de fem. Nu, bă, nu face. Nu se poate compara. Nu e termen de comparație. Da, gata, lasă. Închide tu ăstea, așa, așa. Ioi, ce mă doare capul. Ioi, am amițat o leacă de la berulă aia. Nii, vedeți că văd așa o leacă în ceață. Mă bănuiesc că cred că pot să încep să-i dau așa o leacă de șpan. Nu, stai că încă nu-i end of a danger. Ce se vede în față? Ce se vede în față? Alexander cel cu mustață. Nima, dai să-l mai claxonăm. Alexander! Trebuie să mă găsesc cu Alexander să-i vând casete players. A, undeva aici și am față trebuie să opresc până nu iesc. Și railway wagon. A, nici mai în față. Mai în față trebuie să ne și conectăm cu locomotiva cu vagonele. Știi? Și după aceea să vedem ce încotro ne ducem și ce transportăm. Stați aproape cu The Low Man pentru a urmări un nou episod din Transiberianske Adventure. Adventure, bă, adventure. Așa, îi dăm o leacă la punctul mort așa. Dă-te după calea ferată, bă! Dă-te, te rog frumos, că nu vreau să te fac chiftie. Așa, stai, bă, că noi trebuie să ne oprim aici la Alexander pentru a-i vinde casetofonele. Ok, bun, dar mergem așa o leacă cu viteza melecului, dacă e să mă întrebați pe mine, dar n-avem ce să facem, trebuie să-i dăm viteză, dă-i, accelerează, să pierdem prea mult timp așa mergând la punctul mort, las-o pe punctul mort, gata, i-am dat doar așa o leacă de șpan, știi? Ok, bun, și acum încetinim, bă, da, gata, pune chișcă o leacă frână, că trecem de Alexander. Și nu vrem asta. Bă, dar putem să oprim așa, în mijlocul căii ferate, așa, pe linie. Să facem noi contrabandă cu țigări sau ce casetofoane, casetoplayere, facem noi aici și ea. Ia să vedem, să mergem să vorbim cu Alexander. Alexander, ce faci, bă, prietene? Stai, bă, dar pune nimăcare gărduț.
Are gărduț Alexander. Ia să vedem noi. Hello, my friendy. Are you the Alexander? Nu ești tu Alexander, că Alexander e aici și ce fa, bă, prietene, bă, de când te-am mai văzut, am niște căstăfoni. Я знаю, кто тебе сюда послал. Да, что din gură că am niște căstăfoni pentru tine, frate. Ni las. Am cutia cu căstăfoane. Ia căstăfonul de căstăfonul de banul de la căstăfonul. Alo! Te fac cu cabina. Radio Cassette Player, a revolutionary solution of the great value to many. Despre the passenger of the time, technology precises are still not widely available and accessible. Ba da, vreau și eu să cumpăr de la tine ceva. E time for the last step, you need to deliver the dollars of Dimitri. Dimitri, mergem să-l întâlnim pe Dimitri, bă. Ba da, tu n-ai niște becuri pe aici, așa că mie mi s-au ars niște becuri de la locomotivă. Și mi-ar cam trebui niște becuri. Alo! Niște becuri găsești la Dumitale, Alexander. Alexander Zdrgovrski. Nimă că ăsta n-are becuri, mă. Stai, poți să mă urc pe aici și ea? Nu poți să mă urc aici și ea. Alexander, am crezut că fac și o treabă cu tine, dar văd că nu fac nimica cu tine aici și ea. Da, mă rog. Mergem aici și ea. Pântuneric suntem în mădrașa. Ni m-am luat banii, mă, nias, dolarii, gologanii. Mergem la locomotivă să conectăm vagonele din Inia Vostaknaya. Bă, deci eu v-am zis până la sfârșitul jocului, dacă nu vorbesc rusă, mă duc să beau cafeaua cu Putin, treaba voastră. Eu v-am zis, v-am avertizat. Să nu ziceți că mănânc ciocolată. Te să dăm o gornă la Alexander. Ce fac, bă, Alexander, bă? Nimă, trebuie să îi dăm viteză alea, că Railroad Switch. Ah, trebuie să mergem acolo să schimbăm magazin. Dă înainte locomotiva mea. Dă-i viteză, nu te lăsa. Ce mai facem, mai că ta? Tăcătăcătăcătăcătă. Tăcătăcătăcătăcătăcătăcătă. Bă, băieți, știți la ce m-am gândit? Deci, am să vă zic un secret. Mie mi-au plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult seria Call of Duty. Ce ziceți? Ne băgăm la o serie de Call of Duty? Așa, tătătăt cu Modern Warfare, începând de la Modern Warfare sau Call of Duty Black Ops, seria, începând de la seria Black Ops sau Modern Warfare-ul sau astea care s-a apărut acum, că eu le-am pe toate. Adică, dacă voi vreți să-mi spuneți, că eu mă apuc de ele imediat. Pentru că mi-au plăcut foarte mult. Le-am adorat. De când sunt mic. Le-am jucat, le-am terminat. Dacă vreți să ne apucăm de o serie de Call of Duty sau Medal of Honor sau ce mai este care îmi placea, Max Payne sau Wolfenstein. Foarte mult mi-a plăcut și Wolfenstein-ul. Doamne! Alo, hei. Ești că frână, oleacă. Wolfenstein-ul cel puțin mi-a plăcut enorm de mult, bă, băieți. Deci, foailei, și primul, și al doilea, și al treilea, și al optelea. Toate mi-au plăcut. Ok. Oprește. Acum, na, dacă vreți să facem, să ne apucăm așa de o serie. Am trecut, mă, sau? Nimă, că... Trebuia să mai merg o leacă. Însă oare merge să schimbăm așa locomotiva tătătăt măcazul? Nu merge, trebuie să mai dăm o leacă mai în față. Dar nu știu dacă vreți să ne apucăm de o serie de asta de niște jocuri mai consacrate piața de gaming. Eu vă aștept cu sugestii. Sau dacă aveți voi alte sugestii pe care ați dori să le vedeți pe canalul meu. Pe canalul nostru, bă, de fapt, ce canalul meu? Că suntem o familie mică, mare, mică, marea familie Low Man. Am trecut, bă, sau nu am trecut? Nimic, am trecut. Schimbăm macazul. Macazul schimbat. Așa că vă aștept în comentarii cu sugestii, bă, băieți. Dacă aveți sugestii și doriți să vedeți niște jocuri anume pe canal... Nu ezitați în a mă întreba și a mi spune: băi, noi ne-am gândit la jocul cu tare.
și îi dăm tare. Ok. Ia să vedem, trebuie să-i dăm o leacă cu spatele, trebuie să-i dăm o leacă de șpan ca să ne conectăm cu locomotivile, cu vagonele. Suntem aici cu Bnio, sau cum se citește acest cuvânt, vreau să știu, băieți, dacă știți, dacă am printre voi aici și ea cititori de ruschi, vă rog frumos să-mi spuneți ce scrie aici și ea. Stai să o las mai încet, că s-ar putea să ne dăm cu cariciu în sus. Hai, bă, m-am cam hazardat o leacă, dacă e să mă întrebați pe mine. Cu viteza la locomotivation. Ok, haide. Bă, nu i-am pus și noi un nume la locomotiva asta, tătătăt, așa, cum ați vrea să o numim? Mișa sau Didina sau cum ați vrea să o numim? Să lăsați în comentarii. În secțiunea de coment, să lăsați comentarii cum ați dori să o cheme pe locomotive. Nimă, dar mi s-au spart ăstea, mă, mi s-au ars becurile, mă. A, ba nu, ăstea nu s-ar, dar alea din față parcă le-am văzut că sunt arse. Nu este că facem aici Inception. Ne-a conectat total. Disconnect the wagon of the Moshkishkishkishki station. They decided ready to truck maximum transport time. One hour, bă. Bă. Bă, da. A, dar stai, mă, că eu nu mai trebuie să mai fac nimic. Hai, colego, salut, colego! Nimă ce mă claxonează. S-a oprit, tetetet. Locomotivation. Stai, bă, eu nu știu ce m-am dat jos, că am crezut că mai trebuie să mai conectez ceva, dar ea s-a conectat singură, bă, băieți. Ok, bun. Încărcăm o leacă, facem presiune. Aici sunt, Didina, nu-ți fă probleme. Să-i dăm viteze. Să claxonăm o leacă. Deliver the dollars to Dimitri. Trebuie să mergem la Dimitri, bă, să-l vedem pe Dimitri, să-i dăm niște dolari. A, ce dolari? Nias, bă, Franklin. Ok. Am plecat la drum. Dă-i viteză, nu te lăsa. Ce mai face mică ta? Ok, bun. Așa, și după aceea trebuie să ne oprim să lăsăm aceste... Ia stai mai așa, că vreau să văd. Mimă, vedeți că aici ăstea sunt arseni. Ana, o să trebuiască să hitter, trebuie să schimb hitterul, trebuie să schimb hitterul ăsta. Opa, trebuie să avem grijă, bă, să nu cumva să ne puște ceva pe la locomotivă, că după aceea am cam pus-o. Deci cred că în următoarea stație o să trebuiască să ne oprim, să mergem la Scrape Yard acolo, să ne schimbăm aceste light bulb și hitterle acestea, trebuie să le, că după aceea nu mai dă căldură, bă, și... Adică am îngheață șorii cu aici și ea. Și nu vrem astea. Ia să văd, oare pot așa, pe bază de tupeu, dacă pun această așa. Anamani, vedeți? O dăm jos și schimbăm cu cealaltă. Ok, avem undă verde la viteză. Nu, stai, lăsăm așa. Trebuie treptat. Trebuie să creștem viteza treptat. Ok, bun. Acum ne așezăm frumos și admirăm priveliștea. Pentuneric. Un moment de reculegere pentru toți sovieticii care au murit pe această linie ferată. Ok, Nu prea să vede o leacă în față așa, dar n-am ce să fac, bă, că mi s-au ars luminile, mă. Hitting! Ok, right, left, color. Nu. Că vine colegul.
Hai salut, colega! Nimă, stai de la cu care transportă pasageri. Eu transport ceva marfă sovietică mai importantă. Cât mai avem până la Mochiscă, ai Dumnezeu cu limba voastră. 7-8 km până la... până acolo, așa. Dai viteză? Hai, Didina, dai viteză, nu te lăsa. Ce mai facem, mică ta? Dai viteză, da-da-da. Ok. Claxonăm, pedalăm, tă-nă-tă-nă-tă-nă-tă-nă-pă-n-pă-n. Bă, dar ce-i dă? Prepare to load pantografii. Trebuie să ne pregătim să lăsăm pantograful 1, pantograful 2, băieți. Unde-i semnul care ne indică aspectul? Ia aici așa, unde începe colegul. Lăor de pantografii. Pac, pac. Mafia shop. N-am nevoie de mafia shop. Salut, colegă. Bra, oare? N-am nou, bă, că n-am treabă cu... Dimitri, ne, că aici e Dimitri, bă. Într-un kilometru îl dăm de Dimitri și trebuie să-i dăm dolarul bișteru. Beginning of a natural selection. Mai încetinim, bă, oleacă. O să trebuiască să ne oprim aici și să-l contactăm pe Dimitri. Să-i dăm niște cașcaval. Niște cașcaval, niște verzișori. Eu, stai, am scos cheia franceză. De căi franceză, oui, je me chérie, je suis déjà plus prêt, nimic, trebuie să ridicăm pantograful imediat. Hai să mai... Raise the pantography, pac, pac, și acum trebuie să-i dăm aici așa... Release. Și tătătăt. Acum ne-am conectat înapoi la curent. Trebuie să ne oprim aici și la Dimitri, să-l salutăm, să zicem hello. Hello, tovarăș Dimitri. I have a package for you, my friendy. Așa, ne oprim așa la punctul mort, o lăsăm să meargă singură. Pedalez și... Yes, Nilai mă, pe Dimitri Iskoroski. Chiesca frâna o leacă mai tare. Trebuie să ne oprim aici și în parcare. La Dimitri la cazare. Asta zice așa pe rime, pe chestii. Nimă, e cerbi. Auzi, bă, că cerbi. Auzi, că cu cerbi, cine este foame, scoate pușca, băi, Basile, dă-i biteză, dă-i va... Nimă, ăia, dar nu-s cerbi, îs cerbi sau îs reni de-aia, mă, polari, ceva sovietici. Stai, bă, să ne asigurăm că tătă îi înre... Ești ca tot frâna alea, că ți-am zis, oprește-te. Stop mașina! Ok. Nu mai pleacă nicăieri că am vorbit cu ea. Hai să-i dăm lui Vasile, lui Dimitri... Nimă, dar ce? Căpriore sau ce să am? Să... Da, bă, să cerbi de ea, nu? A, păi Dumnezeu, cum mi le mai știi? Colegul, nu mai claxona așa că mă cac pe mine pe aici, pe pădurea asta. Vrei așa să ne speriem pe bază de tupeu? Ei! Dimitri, ești acasă? Mafia shop. Aoleu, 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 aoleu. M-a făcut greșit ursul. Băieți, m-a făcut greșit ursul. Lasă-mă tot pace. Nimă, ce vine ursul după mine? Nu pot să-l gardul la Dimitri. Dimitri, bă, m-a făcut greșit ursul. Bă, scoate pușca. Bă, m-a făcut greșit ursul. Unde-i, bă? A plecat? Nu-i, bă, că ai fugit după mine. Bă, da, tu mă aștepți cu ursul aici și-a. Deschide ușa. Deschide ușa, bă, mele, cu ursul. Unde-i bulangiu? Bulangiu, ursă. Yo. Bă, nu că intri în casă. Stai acolo. Fram ursul polar, vezi că eu nu sunt studenta aia din 19. Închide ușa. Stai acolo. You fucking bastard piece of shit motherfucker. Alo! Fram! Fram ursul polar! Nu!
Închide ușa, te rog frumos, gata. Dimitri, bă, ai o problemă cu câinele ăsta din curte de la tine? Eu cred că cam agresiv. Ia ce mănâncă ăsta, borș aici. Da. Stai să-ți dau banii, Dimitri. This is my... I have a package for you. Stai pe unde-s. Aici, ia. Pune-i, pac, dolarii, ia bișterii. Every banknote has a purpose. I know how to best invest the money on service interesting. Taștu, Mission accomplished. De dolarul, ia bișterul. Ok, ai știu ce fac pe... Nimă, berea asta îmi trebuia mie, băi, Dimitri. Cred că nu te super dacă ți-au berea, cred că nu te super dacă ți-au și merele astea. Thank you for the perfect execution of this job. You're welcome, tovarășe Sergei Coșcașoșo. We have some business, motherfucker. Auzi că cu contrabandă. Da, bă, că eu trebuie să-i, fur, trebuie să-i mai furul ăsta ceva de pe aici și aia după în casă. Nu mă băga în seamă, Dimitri. Auzi, bă, ce mă așteaptă ursul afară. Contact our courier, Maximus. Maxim! Bă, da, n-are și ăsta vreun shotgun ceva pe aici așa să împușc dihania aia de afară? Auză-le că m-a auzit! Bă, Dimitrie, n-ai ceva pistol pe aici așa, o mitralieză să-l părâi să părâi dihania aia? Stai, bă, scu cuțitul, știu că am cumpărat niște cuțătii. Hai, bulangiule, hai să te tai! Hai, tătătăt! Hai, fraieri, hai! Unde ești? Unde ești că fac... Fac din blana ta imediat? A plecat, bă? Nimă că tot la ușă este. Pleacă tu de aici și ea. Te tai să moară famil! Te tai, mă! Ești băgăței! Bă, ce, a dat el în mine sau eu am dat în el? Illness. El m-a afectat, bă. M-a atacat. Nici trebuie să mănânc ca să-mi refac viața. Bă, dar ce bucată mi-a dat. Și thirsty, m-a tăiat instantaneu. Stai că poate pot să-l fraieresc. Fraierii, mă, după partea asta alaltă și o să fug pe în spatele casă și... Nidică vine. Bulangiule. Hai că te tai să moară, fare. Fotos, rasa. Tai-l, mă, tai-l. Na, că i-am tăiat capul. Vină cu blangiule. Vină în căce. Mâncățeaș. Afacat. Tai-l. Tai-l. Nimă că am tăiat ursul. Am tăiat ursul. Veniți în căce la mine. Dimitri, asta e pentru că nu mi-ai asigurat spatele. Stai, bă, să mergem la Mafia Shop să vedem ce avem aici și sunt periculos. Mă numesc Misha, e mai periculosos guy. Ia să vedem pe ăștia. Putem să tăiem, bă, dar din trei cuții te-am tăiat ursul, bă, voi sunteți normali. Și am și făcut cojoc din chelea lui Ni. Beer skin. Dacă aia, cred că puteți face ceva cu el. Aici și asta e armata rusă, ce e aici și hello, Ni, mă. Хочешь купить оружие? Oh yeah, boy. Nimă. Mai aveți ceva pe aici și de vânzare? Bă, dar nu furi de la ăștia pe tine, mă mitraliază ăștia pe aici. Mi-e foame, pot să vă fur și omărul ăsta, da. Ni, și laptele îmi trebuiește. Bă, da, trebuie să ne cumpărăm, bă, mitralii, că fac că nu se mai poate. Dă tu Kalashnikov ăsta, dă și niște muniții. Oni! Și acum pot să vă ciurui și pe voi? Pedalez și zâmbesc. La fuck a piece of shit. Și acum ăstea s-a mele așa pe moacă. Yeah. Sorry my friends, this is just a business. Ni. Oh yeah. We are in business, boys. Matrușca. Stai bă, ce mai aveau ăștia de furat acum, dacă tot i-am omorât, tătătăt? Ce mai putem să mai furăm de la ăștia de aici și ea? Nimic. Nu mai aveți, bă, nimica de furat. Vă iau onion și chestii. Hai, mă, hai. Poți să vă fur mașina? Nu pot.
Bă, dar i-am omorât pe ăștia, bă. I'm sorry, my friends, I am the mafia now. I am the chief of the mafia. Am Kalashnikov. Îs înarmat până din și am și TT-ul ăsta. Am două TT-uri chiar. Interesting, oare merge la vânătoare de căprioare? Am plecat la vânătoare, dum dum, să înălțăm, să vânăm vreo 7 căprioare, troi loi, troi loi. Nileas. Dă tu alea că așa este TT, că am nevoie să fac vânătoare de căprioare. Dar vreau un cerb mai mare, că mi-e foame tare, tare. Ne-am omorât cerbul. Am plecat la vânătoare, că mi-e foame de căprioare. Să facem din blana lui, tred, tare, tăi, tăi. Puteam să-l tăiem, ba, așa, pe bază de tupeu. Gata-i. Meat. Mie-mi place meat. Meat, 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 meat. Bip, bip. Oh, yeah, bo. Bă, dar câtă carne am acum? 300 de kg de carne am aici și ea. Nimă, ce fru... Ma, dacă chiță-i după mine locomotiva. Sunt aici, fată, nu mai fi speriată. Am fost la vânătoare, am vânat vreo 7 căpriore. Gata, oprește-te. Bă, stați, mă, cum e să... Mi-mi plăcea cum să vedea, bă, așa, acest răsărit de soare cu locomotiva pe schinare. Ni, e o pătă de thumbnail asta, bă. Thumbnail. Ni. Ce frumos să vede oare. Spuneți voi că nu se vede tare. Ni. Locomotiva Mișa. Perfect. Bun, puteți să-i dăm viteză, dragilor. Ok. Bă, hai că a fost interesant. Ups, doi. Mai ușor. Dă-i viteză. A fost interesant acest episod până acum. Hai să-i dăm viteză până la Moșcoșcoșcoșcorișchi acolo și am. Am vrut și căprioare și ur și am luat și călașnicăvuri. Ok. Hai că ne-am pus în mișcare. Dimitri, mi-a plăcut să fac cunoștință cu tine. Nu, căprioarele, mă, nimele. Am omorât cerbă, bă, dar asta e viața acum, nu. Am și sausage, am și pe aici și atâta. Asta e viața, mă. Am și Kalashnikov-ul. Strrr. Deci urin și pe-astea. Oh, yeah, boy. Sau scoatem capul pe geam pe aici și-a. Stai, tu deschide geamul. Deschide geamul. Unde-s, bă, căprioarele? Nimă, că speriate, bă. Dar asta e viața, e viață. Asta e viața. Căprioarele mor de Kalashnikov-ul oamenilor. Nu, bă, că nu-s așa crud. Nu o să mă, nu. Supraviețuiți, doamnelor, supraviețuiți. Îmi pare rău că l-am omorât pe cerbul șef, dar asta este, pe la a trebuit să-l omor, că aveam ceva bajă de mama. Aveam ceva cu dânsul personal. Personal ca acceleratul. Hai, mă, să-i dăm alea cât de viteză, de șpan. Nu mai dăm, nu-i mai dăm, gata, o lăsăm așa la punctul mor. În 40. Ok, hai că putem să-i mai dăm alea că începe un drum de-asta accidentabil. Așteptăm să mergem așa cu viteza melecului. Auzi, bă, că pick up the mine from the Maxim, bă. Trebuie să luăm o mină de la Maxim. Bă, stai să punem înapoi punem apoi TT-ul, punem înapoi ăsta. Dă o leacă de pită și să mâncăm o leacă, bă, că mi s-a făcut fomiță. Și trebuie să-mi tratez și rănile de la ursul ăla. Ce bucată mi-a dat, bă, era că pe ce să mă omoare ursul. Încheiam episodul mai repede după aceea. Pe bază de tupeu, așa. Nică vine și colegul. Să stinge, bă, lumina, că de acum se face lumina afară și nu mai avem nevoie de...
Nu mai avem nevoie de lumini în cabină. Ni altul. Alt coleg. Nedene, beginning of dangerous places. Bara, ce frumos să vede, ce-mi place cum se vede cu soarele ăla în spate. Locomotiva cu soarele în spate. Nimba, dar astea trebuie să le schimbăm imediat hitările astea, bă, că cum ajungem în următoarea stație, schimbăm hitările. Lăsăm marfa și după aceea schimbăm hitările, bă. Ok. Hai, dacă nu mai avem, mai avem numai 5 km și ajungem. Acum să încheie și Dangerous Place și dăm viteză, accelerăm, îi băgăm nitro la mișia. Pip, 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 pip. Pedalăm și visă. Ne-am cam... ne-am cam lungit o leacă cu episodul ăsta, dar sper să vă placă. Gata, speed up. Calcău. Dă-i Nicheta, dă-i să pușche. El aici pe colegul. Da, el are o locomotivă mai gri, așa, mai... tătătăt. Vreau și o locomotivă... dar nu, mă, că mie îmi place locomotiva asta verde a noastră. E cea mai frumoasă dintre locomotive. Scrapyard. În 4 km avem Scrapyard. Dar trebuie să lăsăm mai întâi vagoanele și după aceea o să ne băgăm pe Scrapyard, că trebuie să cumpărăm, bă, aici hitările astea. Ați văzut că mai au 40% viață, deci nu ne mai țin prea mult. Ok. Pac, pac. Pac, pac. Hai, bă, în 4 km ajungem la destinație. Bă, sunt curios, dar nu cred că o să... să schimbe anotimpul, adică nu cred că o să facă și vară și chestii de astea, că mă uitam la ventilatoarele astea, așez că le avem aici și ea. Nu știu dacă o să se facă, o să se schimbe și anotimpul, adică să fie și primăvară și vară și nu cred că are un ciclu de ăsta de schimbări a anotimpului. Cred că merge numai așa pe Transiberianski decembrie 1945 sau ce an suntem aici și ea. 1970 ceva cred că suntem. A? Pedalăm și visăm. Tandaram pam parapam. Dă-i viteză, Mișa. Nu te lăsa. Să ne luăm de maică-sea. Bă, dar trebuie să luăm o mină de la Maxim, bă. Sunt curios ce o să facem cu acea mină. Dacă la început, nici bine nu începusem jocul și am explodat în primele minute un pod. Ops, ops, hello, 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 Kitty. Dă să frânăm o leacă, băieți, boys. Că nu e bine, că trebuie să frânăm o leacă mai cu tupeu așa. Cred că trebuie, când începe zona. Să vreau că am timp, dar am timp, că se frânează repede. Gata, putem să o lăsăm de acum la punctul mort așa. La 37 este suficient, trebuie să avem sub 40, deci avem sub 40, avem 36,5 în scădere. E numai bine, putem să mergem așa la punct mort, tot în față. Tot în față cu tupeu, parapam, pam, parapam. Bă, cred că episodul ăsta o să aibă vreo 40 ceva de minute, dar eu sper să vă placă. Cu locomotiva aici și amișea am făcut și vânătoare de urși, vânătoare de cerbi, vânătoare de mafioți. Guzgani. Auzi, bă, că mi-au luat 300 de biștar, bă, dar ne-am luat și o muniție înapoi. M-am revanșat într-un fel sau altul. Disconnect the wagon at the Moshkirishki station at the side railroad track. On the side railroad. Ni, într-un kilometru jumate. Hai, salut, colegul, m-a claxonat. Nu vă puneți cu mine că sunt armat până în franzele. Ok, hai bă, să mai accelerăm o leacă, nu putem să mergem așa cu viteza asta, mă, emertului, bă. Mai avem puțin și ajungem la destinație. Bă, da, accelerăm și noi mai cu tupeu așa o leacă sau mergem așa că mortu tătătăt.
Că văd că frânele lor nu sunt activate și șpida. Accelerezi și nu mai e pe bază cu tupeu, așa, mai e pe bază de nitro. Nimă, 16 grade sunt cabina aici și nu mai fac astea față, bă. Să strică, hala! Colegă, vezi că mi s-a strică hitarele. Și o să mă vezi aici cu înghețat tot așa. Nimă, ce transport ăsta. Vreau așa să transport chestia. În 500 de metri trebuie să te... Ni. Prada. Hop, hei, gata, las-o. Nu mai accelera că trecem de gar în ritmul acesta. De bă, când ne apropiem de o trecere la nivelul care referată, și trebuie să-i avertizăm pe șoferi, că ăștia suntem în Rusia totuși până la urmă și... Sunt o grămadă de clipuri în care șoferii din Rusia nu prea să atenție și aia. Bă, trebuia să... Oh, shit! Eu trebuia să mă opresc înainte ca să schimb macazul. A trecut macazul. Oh, shit. Acum o să trebuia să-ți dăm înapoi, bă. N-am fost atent. Sorry, my bad. Îmi asum fapta și mă gândesc la următoarea cum era. Recunosc fapta și mă gândesc la următoarea. Nu e așa, Nikita? What the fuck are you doing, my friendy? Hai, tu prânează o dată. Aici nu te speria, nu te impacienta. Hai, te-ai oprit? S-a oprit. Ok. Trebuie să dăm înapoi, bă. Dă-i viteză înapoi că avem dimersul ăla în spate. Pac, închidem geamul că s-a făcut trece înăuntru. Salut, colega! Hai că avem mers 100 de metri în spate. Hai mai pe bază cu tupeu așa. Hai, de viteză. Fără frică. Bă, trebuie să facem ceva cu acest hitrec, pentru că vedeți, nu mai fac față după cum se poate observa. O să bea 13 grade aici așa. Îngheață sufletul în mine. Îngheață pipota în mine, bă, băieți. Hai, dă-i cu tupeu. Ok, hai, încă puțin, dă-i, 80 de metri, dă-i. Hai. Fără frică. Ion are puța mică. Așa, gata, hopa, penelopa, că am trecut de switch. Scăr, stai că mai ne ducem prea mult în spate. Haide tu, jetenește până frână, chișcă frână, oprește-te odată. Bun. Oprește. Stop mașina, bandă tribord. Service. Hai schimbă macazul, repejor, fuguța. Nimă că am trecut pănuș, nici nu mi-a mai trebuit. Ok. Fleașc. Am schimbat macazul, dăm viteze. Bă, să nu cumva să vă pune Dumnezeu să treceți cât sunt eu pe aici și așa. Deschide ușa. Închide ușa, face și așa. Punem în M. Tătătătă în regulă și dăm viteză. Taxoneam o leacă. Trebuie să mai beau o leacă de lapcic. Ok, ia să vedem ce mai avem de has. Dați-vă să mâncăm un limone, mă. Păi să mănânci un limone de asta. Mi s-a făcut apă în gură. Hai, cu tupeu. Dă-i viteză, nu te uita că nu este. Hai, dă-i viteză. Hai, pe bază de tupeu, dă-i viteză înainte.
lui Ion îi cade un dinte. Bă, dar cât m-am lungit cu episodul ăsta, tu l-ai, domne. Dar lasă, bă, că e frumos, mie îmi place jocul ăsta, adevărică. Hai, hai, hai. Nu te lăsa. Ce mai face mică ta? Nici băieții. Băieți, aveți grijă că vin. Fără mișcări bruște. Pentru că asta calcă, nu puncte, puncte. Știți voi continuarea sau după ce ascultați clipul ăsta după 12 noaptea puteți să spuneți în gura mare. Ok, trebuie să-i dăm viteză, trebuie să-i dăm viteză. Trebuie să mergem mai în față, mai în față, ha, mai în față, mai în față. Cred că putem de acum să o deconectăm așa de la viteză, să o lăsăm să meargă de la punctul mort. Railway wagon disconnecting area. Numai că trebuie să mergem mai în față până la ultimul stâlp de pe partea dreaptă. Tigri adaptă rapidaș. Pune frână, nu lăsa să treacă de linia roșie. Pune frână mai agresivă. Mai grăbește frâna ta, nu întreba de maică ta. Pune frână în pana mea, să ne oprim la banda roșie, da. Ai oprit? Oprește-te, te rog frumos, în momentul acesta. Pac! Ok, lăsăm frâna la punct mort. Hai mă, că m-am blocat între uși, bă. Nimă, deci spuneți dacă nu sunt profesionabil. Sunt extraordinar. A, dar nimă, că și eu transportam tot de lea. Știți, când am văzut pe colegul că transporta desea și am zis că vreau și eu, dar și eu tot desea de transportam. Mașină accomplished. 100 de biștari. Dragilor, cam acesta a fost episodul de astăzi. Ne-am cam lungit cu episodul, dar sper să vă fi plăcut ce am făcut în acest episod, chiar dacă are aproape o oră. Asta e situația. Să-mi spuneți dacă doriți să fac episoade așa de lungi sau mai scurte. Dragilor, eu am fost Delomen. Voi tocmai v-ați uitat la Transiberianski. Iar voi știți ca până data viitoare să stați în siguranță. Pa, pa!